Și astăzi avem un tutorial de make-up. Nu am mai făcut asta de o veșnicie, nici nu știu să văd dacă știu să mai filmez un tutorial de make-up. Astăzi o să facem un machiaj care zic eu că este potrivit pentru Crăciun, dar evident că poate fi purtat, folosit în orice zi, pentru că da. Și în timp ce îmi căutam ce paletă să folosim astăzi, am găsit noua paletă de la Huda Beauty, pe care am cumpărat-o acum 3 luni, cred. Nu știu exact. Când a apărut, am și cumpărat-o și efectiv nu m-am apropiat de ea, sub nicio formă. Nu i-am făcut nici măcar un swatch, nimic, nimic. Am deschis-o, m-am uitat la ea și am zis să te păstrezi pentru un moment potrivit. Și ei bine, astăzi a venit momentul potrivit. Superb. Uitați-vă cât de frumoase sunt nuanțele, îmi plac super, super mult. Nu știu exact ce machiaj vreau să fac, nu m-am gândit la niciun machiaj, dar vom vedea. Cred că o să vreau puțin din carisma de aici. Asta cred eu momentan, dar zic să începem, nu știu exact cu ce. Cred că ar trebui să-mi prind cumva părul. Așa. Și o să încep cu o nuanță de nude. Am extrem de multe nuanțe de nude, nici măcar nu știu pe care să o aleg. Cred că o să o folosesc pe asta, Power, de aici. Asta. Și o voi aplica în plin. Acest machiaj o să intre la voi astăzi. Bun, nuanța asta este o idee cam portocalie pentru ce voiam eu. Bine, nu aveam o idee, dar aici pare. Nu știu cum să explic. Aici nu pare atât. Asta am folosit-o. Nu pare atât de portocalie. O să vedem noi ce mai facem. Din păcate, nu avem Vlogmas 12 și 13. Nu le-am postat. Pentru că pur și simplu nu m-am încadrat prea bine cu timpul. S-au întâmplat și alte lucruri neprevăzute. Și atunci nu m-am încadrat prea bine cu timpul. Eu o să încerc să recuperez. Vedem dacă mi iese sau nu. Dacă nu, nu știu exact, o să avem 18, 19, 20 de vlogmasuri, nu o să avem 24. Dacă aveți voi alte idei pentru videoclipuri, le aștept în comentarii pentru că oricum nici nu mai știu exact ce aș putea să filmez pe lângă ce fac în fiecare zi, pentru că pot filma doar 2 zile asta, pentru că celelalte 2 zile sunt la muncă. Și atunci aș avea nevoie să filmez ceva static, cumva, pentru zilele în care sunt la muncă. Dar, da, momentan nu știu. Astăzi o să intre acest vlogmas, după cum v-am spus, cu machiajul acesta de Crăciun. Și mâine cred că o să avem produse terminate. Și, da, mai vedem ce mai facem apoi. Orice alte idei aveți, le lăsați în comentarii, pentru că mă vor ajuta extrem, extrem de tare. Bun, am terminat cu prima nuanță și acum o să vreau o nuanță mai închisă. Apropo, în paleta asta există și două nuanțe cremoase, acest negru de aici și acest maro închis, nu știu exact ce nuanță e asta, e un maro închis care bate ușor spre vișiniu, eu așa-l văd. Astea cred că se pot folosi și pe post de tuș. Dar nu știu exact dacă nu cumva se vor întinde. Eu aș fi preferat să fie un far negru și un far maro închis. Pentru mine funcționa mai bine așa, acum, în fine. Nu știu ce nuanță să aplic. Cred că voi aplica. Haideți să aplicăm din nuanța aceasta de aici, asta de aici. O să o aplicăm puțin mai jos de prima nuanță aplicată. Nu m-am gândit exact cum aș vrea să arate. Dar știu sigur că vreau acel auriu superb în centrul atenției, să zic așa. O să aplic puțin din nuanța asta și în colțul extern și aici în colțul intern. Nu o să-mi fac oricum ceva foarte, foarte complicat pentru că aș vrea să-l puteți reproduce și voi. Așa. Dacă veți încerca machiajul meu de astăzi, aștept poză pe Instagram și vă repostez. Puteți face cu orice alte nuanțe pe care le aveți voi, nu trebuie să aveți neapărat paleta asta. Cred că în orice paletă veți găsi două nuanțe de nude pentru a face o umbră și un auriu, cu siguranță. Puteți folosi chiar și un iluminator dacă nu aveți un fard auriu.
Ok, și cam așa arată momentan. Este ok. Să aplicăm și la celălalt ochi. Mi-am făcut tenul înainte și sprâncenele pentru că nu vreau să mai pierd timp. Am folosit fondul de ten de la Dior, pe care vi l-am prezentat în favoritele anului. Concealerul de la Too Faced, pe care vi l-am prezentat tot în favoritele anului. Pudra de la Huda Beauty, la fel o găsiți acolo. Mi-am făcut și sprâncenele cu fardul de la Anastasia. Astea sunt toate produsele pe care le-am folosit înainte să încep acest video, în cazul în care vă interesează. Aș mai vrea o nuanță deschisă, să o aplic aici sub sprânceană și în colțul intern, dar nu am în paleta asta. Așa că o să iau iluminatorul acesta, eu l-am primit de la Flori. Și îl voi aplica aici sub sprânceană, oricum e foarte sclipitor și acesta, în colțul intern și urc aici un pic cu el. Îl adaug aici și pur și simplu trag cu ce îmi rămâne în partea asta. Îmi place foarte mult cum se vede. Și o să iau o pensulă mai pufoasă și vreau să pierd aici tot fardul acesta, să nu existe o linie exactă. Așa. Și în partea asta. Acum o să vreau o nuanță și mai închisă. Și cea mai închisă nuanță din paleta asta este aceasta de aici, care nu e chiar un maro. La fel, mie mi se pare că arată un mov ceva închis. Să vedem cum arată pe proapă. Da, este un mov, ceva închis. Nu-i chiar o nuanță pe care mi-o doream, dar voiam neapărat să testez această paletă și da, are nuanțe, sunt destul de multe nuanțe foarte drăguțe, dar mi se pare că nu se potrivesc împreună. Ele separat sunt drăguțe, dar nu împreună. Asta este. Și adaug doar aici, în colțul extern, pentru a face o umbră. Să vin cu o altă pensulă să pierd nuanța asta. Iar acum să aplicăm nuanța mea preferată, această nuanță Carisma. Să vedem cu ce pensulică, cred că o să aplic cu asta, care am aplicat și iluminatorul. Și super, arată super. Aceasta, și aceasta este la fel de superbă. Eu o să o aplic pe asta, dar și asta îmi place foarte mult și asta îmi place foarte mult. Dar, vedem. Și asta îmi place foarte mult. Și asta îmi place foarte mult. Și asta îmi place foarte mult. Alea sunt nuanțele mele preferate. Ah, și asta îmi place foarte mult, era să uit. Le vom testa într-un alt video. Dar acum să vedem ce face Carisma. Ia să vedem. Cred că de fapt este un pigment presat. Nu știu dacă se vede acolo, dar arată divin. Și nici măcar nu o să vreau să aplic tuș, pentru că vreau să rămână acest fard în centrul atenției. Foarte frumos. Ok. Și este aproape gata machiajul ochilor. Trebuie să-mi fac și proapa inferioară și să adaug puțin creion negru. Vreau creion negru pentru că dacă nu o să aplic tuș, măcar să fie acolo puțin negru. Nu am mai aplicat un creion negru de foarte, foarte mult timp. În general aplic maro și de asta am zis că o să aplic de data asta negru. Bun, deja arată mult mai bine. Și o să adaug puțin din cea mai închisă nuanță, din mauve-ul ăla închis sau ce culoare e aia. O să adaug un pic aici. Așa. Și o să iau puțin și din nuanța asta Power, prima pe care am aplicat-o, asta de aici. Să blenduiesc puțin din fardul acesta închis. Bun, cam așa, mai curăț puțin cu pensula asta. O să aplic în curând bronzer cu ea, dar mai curățăm puțin și din sclipici.
Așa. Bun, și acesta este machiajul. Mie chiar îmi place super mult și mi se pare foarte, foarte potrivit pentru Crăciun și e și foarte ușor de realizat. Acum o să adăugăm mascara și le combin puțin pe astea două. Astea e de la L'Oreal și astea e de la Essence. Sincer, ambele sunt pe terminate și am zis să le mai folosesc așa puțin cât mai pot până deschid unul nou și le combin așa. Mi se pare că arată ok. Așa. Adaug puțin și pe genele inferioare. Mi se pare că dacă aș fi aplicat acum eyeliner, aș fi luat din strălucirea acestui fard. Nu știu, poate s-ar fi potrivit, dar nu știu. Nu știu, nu știu. Să aplicăm iluminator și o să-l aplic tot pe acesta. Pentru că dacă tot l-am aplicat acolo sub sprânceană, zic să rămânem tot la el și să-l aplicăm. E foarte frumos, îmi place foarte mult. Este iluminatorul meu auriu preferat. Iar când spui Crăciun, spui auriu. Iar pentru bronzer o să-l folosim pe cel de la Too Faced. Ăsta cu patru nuanțe. Ce nuanțe e asta? Beach Bunny. Așa. Nu este chiar atât de intens, de asta și vreau așa, doar puțin bronzer. Conturăm puțin și aici. Bun, și mai avem doar buzele. Și ce nuanță de ruj e cea mai potrivită în seara de Crăciun? Corect! Roșu. Roșu vom aplica. Trebuie să caut un creion de buze roșu. Sper că mai am. Găsit unul, nu e chiar roșu, roșu, e de la Bourjois, nuanța 05. Cred că e cam vechi, vă spun sincer. Dar ce contează? Eu nu prea folosesc ruj roșu, cred că de 2-3 ori pe an maxim. Sper că mai merge, mai funcționează. Cam așa ceva. Mi se pare că la rujul roșu, creionul roșu, se vede orice, orice greșeală. Și aplicăm Sephora 01. Când mă gândesc la ruj roșu, mă gândesc clar la ăsta. Așa. Cam așa. A, doua! Păi se putea să nu se întâmple ceva? Sigur că nu se putea. Ei bine, și cam asta este ideea mea de machiaj de Crăciun. Mie îmi place super, super mult ce a ieșit. Dacă nu vă simțiți bine sau nu vă place rujul roșu, cu siguranță o să se potrivească foarte, foarte bine și cu un ruj nude sau un gloss. Superb! Mie îmi place super mult ce a ieșit. Chiar mi se pare foarte drăguț și este foarte, foarte ușor de realizat. Cred că în 20-30 de minute este gata complet machiajul ochilor și cam ăsta o să fie și videoclipul de astăzi. Sper tare mult că v-a plăcut. Puteți da un like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut. Am niște ruj roșu. Și aici. Și aici. Mă poți urmări și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok sau să-mi scrieți pe Gmail și aștept să-mi spuneți ce părere aveți despre acest make-up realizat astăzi și ne revedem mâine, sper din suflet, cu un nou vlogmas. Vă super pup!